În ajun de Crăciun, gospodarii îngrașă porcul, iar gospodinele lasă kilogramele. Femeile Moldovei care au reușit să slăbească anul acesta ne-au dezvăluit secretele unei siluete frumoase. Facem cunoștință cu Miss Shaping 2013. A slăbit 70 de kilograme și a devenit Miss Shaping 2013. Nu, nu este Photoshop, nu sunt pastile de slăbit, ci doar regim alimentar și sport. Mult sport! Tu ești Miss Shaping 2013! Miss Shaping 2013! Oksana Badicescu, care a slăbit 70 de kilograme! A fost de fapt să dai jos aproape 70 de kilograme. A fost foarte... o muncă enormă, dar plăcut. La ce ai renunțat pentru asta? La mâncare copioasă și la ospiții, desigur. Acum nu, o să mă duc cât mai des să arăt cât sunt de frumoasă. A fost nevoită să renunțe la multe, însă acum pare trasă prin inel. Nici nu ai zice că a avut cândva kilograme în plus. Este greu de la început, dar pe urmă rezultatele le motivează. Prin a fi mai sănătoase, prin a fi mai frumoase. Orice femeie își dorește o siluetă superbă. Sunt fete de aur. M-am impresionat cu succesul care l-au obținut și sunt un exemplu foarte bun pentru fiecare de noi, nu pentru tine. Am rămas plăcut surprins de ceea ce au ajuns și ce au făcut în timp doar de un an.